Dorim să cuantificăm o cât mai bună percepție asupra timpului subiectiv raportat la timpul obiectiv, timpul real. Ce e asta în cuvinte? Timpul subiectiv este timpul interiorizat, perceput doar de noi înșine, aproape conștient, iar timpul real este timpul măsurat cu parametri matematici raportat la mișcarea de rotație a Pământului în jurul propriei axe și în jurul Soarelui. Ce o să faci în peșteră atâta vreme? Da. Aici a fost, mi-a luat ceva timp până să mă pot gândi exact cum să-mi umplu acest timp subiectiv. Voi avea de la cărți de lecturat, voi și explora cât se va putea explora. Nu, peștera are 40 de kilometri lungime, toate galeriile măsură, nu o să pot face acest lucru. Și voi încerca să voi ține și un jurnal în care voi fi foarte, foarte, foarte sincer cu toate trăirile mele, care va fi analizat inclusiv grafologic după terminarea experimentului și să sperăm că o să iasă o treabă. Cum te-ai antrenat pentru asta? Da. Știți cum e? În cercurile astea mai specializate, una e să fii montaniar, alta e să fii speleolog acum. Mie îmi place foarte mult să urc pe munte și în peșteri am mers, am intrat, am explorat cât s-a putut explora, dar oricum diferențele sunt majore. Pe parcursul verii, tot am urcat, am intrat. M-am pregătit, am fost și acolo, deci eu am fost acolo împreună, voi intra de luni, de la ora 12, ca să-mi pot spațializa și mentaliza tot spațiul respectiv, să mă pot gândi exact cum o să-mi așez eu tabăra de supraviețuire acolo. Cât estimezi că o să poți să stai? Nu pot să zic asta, pentru că nu știu. Aici, asta este necunoscuta pe care vrem să o determinăm și să o aflăm. Îți iei de la început provizii pentru da, două da, luni, da, dacă da, se termină mâncarea? Da, exact. Deci, mâncarea este calculată pentru mult mai mult timp decât, sigur, nu vor fi probleme. Ok, cât, pentru cât timp ai provizii? Să zic că până pentru vreo 30 de zile.